Pe 14 februarie se sărbătorește Ziua Îndrăgostiților, Valentine's Day. Această sărbătoare a provocat mare aversiune în rândul tradiționaliștilor, care se întrebau cu mânie: de ce să sărbătorim un kitsch occidental când avem și noi dragobetele nostru? Se pare că lucrurile nu sunt deloc așa. Dragobetele face parte din mitul Dochiei și întemeiază legenda mărțișorului, pe când Sfântul Valentin, Valentine's Day, este o sărbătoare creștină. Valentinus, episcop de Umbria, a fost martirizat pe 14 februarie 269, iar în 496, Papa Gelasius I l-a sanctificat, devenind Sfântul Valentin al Romei, și a stabilit ziua de 14 februarie ca Valentine's Day, sărbătoare în calendarul creștin. Și ortodoxii sărbătoresc Sfântul Valentin numai că la 30 iulie. De ce a fost martirizat? Pentru că a sfidat ordinul împăratului Claudius, care interzicea tinerilor să se căsătorească, și a organizat nunți creștine pentru tinerii îndrăgostiți. Mai mult decât atât, a reușit ca să scape recruții căsătoriți de el de armată. Se spune că pentru a reaminti oamenilor jurămintele făcute, Sfântul Valentin tăia inimi din pergament și le ofera tinerilor cu scopul de a-și aduce totdeauna aminte de ceea ce au jurat la căsătorie. De aici se pare că derivă utilizarea largă a inimilor în ziua de Valentine's Day. Împăratul l-a chemat la Roma, se pare că a existat o întrevedere între el și împărat. Împăratul i-a cerut să renunțe la creștinism, creștinismul în momentul acela era prohibit, dar Sfântul Valentin a refuzat. Mai mult decât atât, a încercat să-l convertească pe împărat la creștinism, iar împăratul l-a condamnat la moarte. În timp ce era întemnițat, Sfântul Valentin a redat vederea fiicei temnicerului. Ultima scrisoare pe care a scris-o Sfântul Valentin este adresată Iuliei, fiicei temnicerului, și se semnează: de la Valentinul tău. Se pare că această scrisoare a inspirat răvașele de dragoste care se trimit de Sfântul Valentin. Iulia a plantat un migdal înflorit în roz lângă mormântul său. Se pare că de atunci migdalul rămâne simbolul prieteniei și dragostei. Din 496 până acum, ziua Sfântului Valentin a fost celebrată în toată creștinitatea, ba mai mult, și în multe țări în care creștinismul nu este predominant. Se spune că Sfântul Valentin ar fi purtat un inel de ametist purpuriu. De atunci, ametistul este considerat piatra care atrage dragostea. 14 februarie, ziua Sfântului Valentin, Valentine's Day, este considerată ziua iubirii pure, a iubirii romantice. Și tocmai de aceea, în Evul Mediu, se potrivește perfect cu ceea ce s-a numit l'amour courtois, dragoste de curtean. Curtean la curțile princiare, curtean la curțile ducilor,
împăraților, regilor și așa mai departe. L'amour courtois este o dragoste pură, romantică, pentru că doamna este totdeauna căsătorită. Conform uzanțelor vremii, o femeie nu putea să iasă în societate decât după ce se căsătorea. Nimeni nu avea cum să o vadă până atunci, iar căsătoriile erau făcute de către familii, nu erau făcute din dragoste. Sunt celebre poveștile de iubire ale evului mediu. Lancelot și regina Guinevere, Francesca de Rimini și Paolo Malatesta, Simonetta Vespucci și Giuliano de Medici, fratele lui Lorenzo Magnificul. Cavalerul își arăta iubirea purtând la turniruri culorile doamnei de care era îndrăgostit. O privea cu multă dragoste și cam atât. Dar asta nu înseamnă că dragostea nu era foarte puternică. De exemplu, povestea de dragoste dintre Giuliano de Medici și Simonetta Vespucci a impresionat profund pe contemporani. Iar pentru Botticelli, Simonetta devine idealul frumuseții feminine. O veți recunoaște în toate pânzele sale, pânzele mari, cum ar fi Nașterea Venerei, Primăvara, Marte și Venus. Practic, ce s-a întâmplat? Florentinii au bănuit că între cea mai frumoasă femeie din Florența și bărbatul cel mai admirat al orașului este o poveste de dragoste, mai ales că Giuliano a organizat un turnir în cinstea ei și a apărut cu un standard pe care era zugrăvit chipul Simonetei de către Botticelli, reprezentând pe Palas Atena. Ei atunci au bănuit. Au fost siguri însă de această dragoste după moartea lui Giuliano. Giuliano moare în timpul unui atentat. Se afla cu fratele său, Lorenzo Magnificul, în capela familiei de Medici pentru a se ruga, când au fost atacați de către o familie rivală care își dorea conducerea Florenței. Giuliano, neavând armele la el, pentru că în capelă când te rugai era interzis să porți armele, a încercat să, cu trupul lui să își apere fratele, s-a luptat cu atacatorii pentru a-i da timp lui Lorenzo să ajungă la o ușă secretă și să iasă din capelă. A murit, a fost înmormântat. Iar florentinii au văzut că după moartea lui Giuliano, Simonetta parcă se ofilește, parcă moare în fiecare zi. A și murit după un an. Povestea e tristă, dar am ținut să vă spun pentru a vă demonstra că acea dragoste romantică, l'amour courtois, este foarte puternică, chiar dacă este platonică. Tradiția sărbătoririi Sfântului Valentin continuă până în zilele noastre. Dar trebuie să facem distinția între Sfântul Valentin, care este o sărbătoare creștină, și legenda Dragobetelui, care face parte din una din variantele mitului Dochei. Mitul Dochei fiind unul din miturile esențiale ale poporului român. Ca să vă arăt diferența, am să vă povestesc pe scurt legenda mărțișorului, de fapt. Se spune că Dragobete era fiul Dochei și pentru că se căsătorise cu o fată împotriva voinței mamei sale, împotriva Dochei,
Aceasta se purta foarte urât cu Nora. Dragobete nu știa, pentru că era toată ziua plecat cu oile, iar în timpul zilei Dochia o chinuia pe fată cât putea de tare. La un moment dat i-a dat niște lână neagră să o ducă la râu, era încă zăpadă, și să o spele până lână se va face albă. Fata s-a dus, a încercat să spele lână, mâinile îi înghețau și sângerau, sângele curgea pe zăpada din jur, și la un moment dat a apărut un tânăr foarte frumos, probabil Iisus Hristos, care i-a fost milă de fată și i-a dat o floare roșie și i-a spus: uite, spală cu floarea asta lână. Fata a luat floarea, a spălat cu ea lână și dintr-o dată lână s-a făcut albă. Bucuroasă s-a întors acasă. Dochei nu-i venea să creadă când a văzut lână neagră că devenise albă. A întrebat-o ce s-a întâmplat și fata i-a spus povestea, ea numindu-l pe Iisus mărțișor. Așa s-a gândit ea că îl cheamă. Și i-a spus: uite, mărțișor mi-a dat floarea asta roșie. Bineînțeles că Dochia nu a crezut și a închipuit că mărțișor este un iubit al fetei, dar pentru că a văzut acea floare roșie, s-a gândit că a venit primăvara, pentru că altfel de unde ar fi avut mărțișor o floare? A doua zi, fiind zi frumoasă, Dochia s-a gândit să plece cu oile la munte. În prima parte a zilei, fiind cald și ea urcând pe munte, se încălzea și își mai arunca câte un cojoc, însă peste un timp vremea s-a schimbat, a fost din ce în ce mai frig, din ce în ce mai rece, și Dochia a înghețat. Dochia și oile au înghețat și, conform tradiției, au fost transformate în piatră. Sunt niște stânci care pot fi văzute și astăzi pe muntele Ceahlău, dovadă vie a acestui mit românesc. De atunci celebrăm începutul primăverii la 1 martie prin mărțișoare. Iar mărțișoarele sunt o împletitură între fire albe și fire roșii. Firele roșii reprezintă sângele, durerea, suferința, iar firele albe reprezintă zăpada, speranța, liniștea. Și până la urmă, împletirea lor reprezintă viața însăși, cu bune și cu rele, dar cu speranța care rămâne mereu acolo și cu încrederea în mai bine. Așa că pe 14 februarie sărbătorim ziua îndrăgostiților, iar de 1 martie ne vom oferi mărțișoare care simbolizează viața însăși, cu durerile și bucuriile ei. Și cu speranță, multă speranță.